De ce suferința? De ce eu? Se întreabă adesea cei care se confruntă cu un diagnostic nemilos, cancerul. Aceleași întrebări ni le punem și noi, cei care îi îngrijim zilnic și le pansăm nu doar rănile trupului, dar și pe cele ale sufletului. La 15 ani, Simona Monica a aflat de la preotul paroh din satul natal, Berzunți, cât de important este să fim generoși, să-i ajutăm pe cei de lângă noi, să fim buni creștini. Încă nu știa că ora de religie avea să-i schimbe sensul vieții. La una dintre aceste ore de religie, părintele a venit cu niște pliante în care erau ilustrate momente din viața călugărițelor. Era un institut din Italia și acolo prezenta momente din activitatea lor. Și pe mine m-a marcat una dintre acele imagini unde erau surprinse mai de aproape în fotografie surorile și aveau un chip senin și fericit. Și atunci mi-am spus, aș vrea să fiu și eu așa. Și chiar dacă părintele profesor de religie s-a amuzat auzind dorința tinerei, mai târziu a ajutat-o să-și împlinească visul. Și așa a ajuns Simona Monica în Institutul Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot. Astăzi, sora Simona este superioara comunității surorilor din Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași. Pentru mine a venit așa această misiune pe nepregătite, pentru că sunt o soră tânără, am făcut profesiunea religioasă în 2012, profesiunea perpetuă, și cumva m-am văzut cu o misiune așa mai mare decât aș putea eu să o duc. Așa am considerat atunci. Dar m-am rugat, am cerut ajutorul celor care erau și sunt mai mari decât mine, am citit și ca să înțeleg ce presupune această misiune constituțional vorbind, și m-am străduit să fac tot ceea ce am considerat și am învățat că este mai bine. Este o comunitate vie, așa cum ați spus, și e o comunitate deosebită. Eu aveam ideea de comunitatea surorilor, a celor de clauzură, așa citisem în Viețile Sfinților, așa știam eu atunci când am pornit la acest drum. Între timp, parcurgând anii de formare, trecând prin noviciat, învățând despre acest institut și cerințele lui și ceea ce presupune să fii soră în acest institut, mi-am însușit tot ceea ce aveam de făcut și pe plan spiritual, dar și al activităților zilnice. Și cumva, chiar și după profesiunea perpetuă, pentru mine a fost așa ca o pecete, că ceea ce fac este bine și că sunt acolo unde trebuie. E binecuvântat de-a pururi cel ce vine în numele Domnului.
străduiesc să fac bine în fiecare zi, în ambele locuri. Și să țin pasul cu tot ceea ce presupune activitatea de la spital și activitatea din această casă. Mă bucur că atunci când mă întorc de la spital, mă întorc într-o comunitate de surori și că ele sunt familia mea, a doua familie. Nu sunt singură, nu trăiesc pe o insulă și așa, cu ajutorul acestei comunități, reușesc și eu să-mi încarc bateriile. Împreună creștem, împreună învățăm. Privirea lui îi era deja pierdută. Ochii nu-i mai străluceau de speranță, ca săptămâna trecută, când îmi spunea încrezător că va trece și peste această perioadă. De fiecare dată când am vorbit cu el, l-am ținut strâns de mână și l-am asigurat că nu e singur, că suntem mulți în jurul lui, că îi vrem binele și îi tratăm durerea. Îmi amintesc foarte bine și acum eram în clasa a doua și pe o foiță mică doamna învățătoare ne-a pus să scriem și atunci am scris medic. Ei, poate că astăzi nu sunt medic, sunt asistentă medicală ce a terminat o facultate și mă străduiesc să profesez cât de bine pot eu și să învăț cât de bine în acest domeniu. La îndemnul superiorilor congregației din care face parte, sora Simona a fost sfătuită să urmeze o școală medicală. În 2007 a devenit studentă la Facultatea de Asistență Medicală Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iași, iar în 2011 a absolvit studiile care îi confereau o nouă calitate, cea de asistent medical. Asta facem dimineața când preluăm salonul și dacă nu avem pacient în salon, verificăm toate monitoarele și ne asigurăm că ele funcționează. Și că au toate dispozitivele necesare. Uneori mai e nevoie la transport, se împrumută și trebuie să aduse înapoi. Mă uitam în ochii lui și îi spuneam, strângându-l tare de mână, să fie puternic și curajos și să nu renunțe să lupte. Iar el, cu o oarecare îndoială și ușoară neîncredere, îmi spunea din nou: dar dacă iar visez așa urât, ce mă fac? Când am terminat eu școala, acest spital era aproape așa de finalizare și de a fi deschis. El a fost deschis în 2012, anul acesta se împlinesc 10 ani de când a fost deschis. Și cumva, dacă e să mă uit așa un pic în urmă, cred și cred cu tărie că a fost providențială această alegere, pentru că știam că este un spital nou, știam că va fi și un colectiv nou și atunci nu am ținut cont neapărat de patologie, nu am ales să mă înscriu la concurs pentru patologie, ci pentru faptul că este un spital nou cu perspective noi. Sora s-a încadrat extraordinar de bine de la bun început. Nu este singura persoană catolică, nu este singura persoană consacrată catolică care lucrează în institut și sunt foarte mândru să o spun că s-a încadrat și a fost primită extraordinar de bine de între colectivul. Când a venit prima soră catolică, a fost sora Tereza, ne-am gândit că nu este o idee foarte bună și atunci trebuie să recunosc, ideea a fost a doamnei profesor Igoraș, care a spus nu, cred că e mai bine să se îmbrace în această costumație care le arată și apartenența religioasă, pentru că un pacient în terapie intensivă ar putea, pentru ei ar putea să aibă un impact deosebit și ar putea să îl apropie mai ușor de această persoană. Este o responsabilitate în plus față de ceilalți colegi, pentru că trebuie să fiu foarte atentă cum mă relaționez la cerințele pacienților. Trebuie să fim în această profesie și fermi, pentru că pacientul trebuie să înțeleagă atunci când nu are voie ceva. Ei ne văd pe noi, suntem două surori care lucrăm, catolice, care lucrăm pe secția de terapie intensivă a spitalului și crezând cumva că noi nu putem spune nu,
Atunci nouă ne cer. Vreau apă, vreau tipul acela de mâncare, vreau așa și tu trebuie să-mi dai. Nu trebuie să dăm, pentru că le facem rău. O provocare și pentru colegi, că m-ați întrebat, pentru că chiar mi-au spus unii dintre ei că au văzut așa doar în filme ținuta noastră sau pe stradă așa, ocazional. O provocare și pentru superiorii noștri. Noi am încercat să facem față acestei provocări, ne străduim în fiecare zi și sperăm noi că am reușit așa, așa cu toată străduința noastră. Unii de ei se trezesc după anestezie și zic, am văzut înger și le spunem da, sunt măicuțele noastre care vă ajută și cu rugăciuni. Și este alta atmosfera de Crăciun, este da. Altceva. De când au venit ele, s-a schimbat atmosfera pe terapie intensivă, este altceva. Și pacienții mult mai ușor duc greu când sunt într-o zi cu ele. Mai ușor. Se simt mult mai bine. Sunt ca o alinare. Care e persoana cea mai dragă ție? L-am întrebat repede, pentru a-i distrage atenția. Și mi-a răspuns soția. Atunci, închide ochii, i-am spus eu, și gândește-te la ea. Din păcate, în următoarea gardă nu l-am mai găsit. Era deja în ceruri. Am stat cam 3 zile la terapie intensivă. Și în jurul meu eram 3 bolnavi, 3 pacienți operați, fiecare cu problema lui. După care, când am început să dau semne bune, am fost adusă în salon, chiar aici, la etajul 4, pentru că mi-aduc aminte de imaginea de pereții care sunt frumoși, colorați și ornați în jurul spitalului. Și am refuzat să mi se mai facă acele calmante pentru că aveam reacții adverse și pentru a nu pune în dificultate personalul, am refuzat calmantele, dar aveam dureri în așa fel încât să nu pot să am un somn liniștit. M-am ridicat și încetul cu încetul am luat holul de la un capăt la altul, să mă plimb. În partea dreaptă, cum stăm noi aici, spuneau că acolo sunt saloanele care constituie ultima stație. Și am observat că au fost scoși 2 pacienți care trecuse într-o altă lume. Port cu mine și unele suferințe pe care nu reușesc să le depășesc așa ușor pentru unele persoane. Aleg calea cea mai eficientă a noastră, a celor care credem, nu numai noi, călugărițele, ci și ceilalți, celelalte persoane, adică a rugăciunii. Știm că sunt suferințe și situații în viața noastră care ne depășesc umerii și dacă ne depășesc umerii, atunci trebuie să folosim genunchii. Și așa cum spune și sora a mea colegă de suferință aici de spital, trebuie să ne rugăm în genunchi. Pentru unele probleme trebuie să ne rugăm în genunchi, să simțim că ne dor genunchii. Așa trecem noi peste aceste situații pe care omenește nu le-am putea depăși. Și sigur că în limita confidențialității, unele cazuri pe care le văd în spital, despre unele situații, povestesc acasă, nu ca să fac pe cineva să sufere, ci ca să fim conștiente că sunt oameni care suferă mult mai mult decât noi și totuși depășesc această suferință, o trăiesc cu demnitate și merg mai departe. Cred că toți avem și toți ne folosim de gândurile noastre religioase în discuția cu pacienții. Cu toți ne gândim la Dumnezeu în momentele în care
lucrurile nu arată foarte bine, iar pacientul are nevoie de sprijin religios. De multe ori vorbesc și eu cu o persoană consacrată, o persoană, un preot, de exemplu, și pentru mine nu este foarte importantă exact denominarea, adică nu e atât de important dogma la care se referă în mod strict, ci cred că pentru pacient a înțelege suferința lui și a înțelege gândurile care îl apropie sau îl depărtează de cele sfinte, să spunem, s-ar putea să fie un avantaj. Ea lucrează la noi ca asistentă medicală și sunt convins că își face treaba într-un mod foarte serios și foarte corect. Dar dacă cineva îi pune o întrebare care are o tentă religioasă, sunt convins că este pregătită să răspundă. Este o persoană foarte inteligentă și cred că poate să balanceze sau să echilibreze foarte bine cele două elemente. Pentru suport religios avem un preot în spital care lucrează permanent la noi, avem preoți care vin de la Biserica Catolică pentru acest lucru. Nu cred că sora Simona interferă în acest lucru, dar a avea o persoană care are anumită pregătire și are anumită apropiere și anumită afecțiune în mod special pentru viața religioasă, poate să fie un plus. Noi am considerat mereu că acesta este un plus. Doare? Tare? Doare? O să mai facem de durere. Știți că după operație doare un pic mai tare, dar dacă se administrează tratamentul conform indicațiilor, o să cedeze. Da? Curaj! Da, sunt. M-am bucurat să mă văd, cred că e de fapt. Da? M-am mirat. V-ați mirat, nu? V-ați mai fost la noi? Nu, v-am văzut într-o seară când mă plimbam pe fol. A, da? Am fost să vizitez pe cineva. Lucrez aici, lucrez de 8 ani. Și eu mă bucur. O să vedeți că o să fie un pic mai bine, da? După tratamentul ăsta. Ați primit analgezie, dar lucrați în domeniu, nu? Sau? Nu. Doar vreau să vă zic că vă bucur să vă văd așa cum. Iar la sfârșitul unei astfel de ture, vrem, nu vrem, purtăm cu noi și această suferință a pierderii unei lupte. Și încă avem în minte ultimele cuvinte, dorințe, frământări ale celui care a plecat. Am avut odată o pacientă, când am preluat tura de la tine, care mi-a spus că atunci când a ajuns în salon, a crezut că vede un înger. Pentru că fiind îmbrăcat în alb, primul impact, mai ales și după anestezie, este... Probabil și eu aș crede asta. Da, după anestezie, așa, când vrem să-i monitorizăm și ne apropiem de patul lor și inevitabil te apropii ca să-i pui electrozi, să-l monitorizezi și când deschidi ochii, te vede așa pe tine, așa aproape. Da, da. Vezi seama, prima idee este da, da. Unde sunt, da. Dar chiar mi s-a întâmplat la început. Da. Cineva, tot așa, după ce s-a trezit, a deschis ochii și... Și m-a întrebat, zice, că am ajuns în rai? Ziceau colegii, n-ai ajuns în rai, e în loc mai bun? Mai bun pe pământ. Da, da. Pentru că se echilibrează starea lui de sănătate și, mă rog, și după aia încet, încet, trezindu-se și-a dat seama că sunt o maicuță catolică. Când eram la terapie intensivă, într-o noapte, nu dormeam normal din cauza durerilor și m-am trezit cu sora, era o lumină difuză, m-am trezit cu sora la capătul patului meu. O imagine de înger, îmbrăcată în costumul specific al congregației de care aparține și cu halatul alb, cu o voce de înger, suavă. A venit să mă vadă, știa că sunt internată, m-a verificat, culmea este că aparatele dădeau semne de disperare, deși eu mă simțeam bine, în afara unor dureri. Și apoi s-a uitat așa cu niște ochi senini în ochii mei și mi-a cerut permisiunea să plece la pacienții dumneaei. Chiar așa mi-a și spus, îmi permiteți să plec la pacienții mei? M-ați întrebat... Ce am învățat de la ei? Am învățat că, mai ales la pacienții care vin cu recidive tumorale, am învățat că
viața te poate surprinde și că nu trebuie să ne lăsăm îngenunchiați. Unul dintre acești pacienți chiar mi-a spus, da, e adevărat, boala mea a evoluat, acum trebuie să mă operez din nou. Dar mă voi opera ori de câte ori va fi nevoie și mă voi agăța de fiecare dată de acel fir de viață pe care îl am, pentru că este al meu și am tot dreptul să-mi doresc să merg în continuare până când nu se va mai putea face chiar nimic. Și chiar și atunci când nu se va mai putea face nimic, eu mă voi bucura de acele zile, pentru că sunt ale mele. Noi încercăm ca această trecere inevitabilă a lor înspre viața de dincolo să o însoțim, ținându-i strâns de mână, ca ei să nu se simtă singuri. Noi, surorile, dar și ceilalți colegi, ne rugăm pentru sufletul lor. O mână strânsă și o rugăciune, împreună cu acea convingere că nu se vor simți singuri, ci însoțiți spre o viață fără durere. Să fiți curajoase și mai ales pentru faptul că ați spus că știți că există un Dumnezeu. Da? El nu ne lasă în niciun fel de situație, chiar dacă noi ne mai îndoim așa câteodată, dar chiar și atunci când simțim că suntem chiar singuri, El e cu noi. Știți asta, nu? Da, ce mă bucur. Ele știu că munca, cele 12 ore de terapie intensivă înseamnă o muncă și lucrul acesta îl văd și pe chipul meu când mă întorc de la spital. Dar le-am mulțumit și le mulțumesc și pe această cale că m-au înțeles și mă înțeleg de fiecare dată și ne străduim să creștem împreună și spiritual și cu tot ceea ce înseamnă activitatea noastră în această instituție. Institutul Slujitoarelor lui Hristos, Marele Preot, este de drept diecezan și a fost întemeiat în anul 1987 de excelența sa, Monseniorul Petru Gherghel, episcop de Iași, promulgând primele norme la 7 octombrie 1989. După căderea regimului comunist, având libertatea de a organiza viața religioasă, episcopul diecezan Petru Gherghel a decis să dea o formă oficială acestui grup de persoane, creând Asociația Religioasă Slujitoarele lui Hristos, Marele Preot, care își desfășoară activitatea în diferite parohii, episcopie, grădinițe și în seminariile diecezane. Pregătim în seara asta și ceva dulce pentru studenți. Sora Regina a gătit o prăjitură. Sora Regina este responsabilă săptămâna asta la bucătărie. În fiecare săptămână, fiecare soră își ia această responsabilitate să lucreze și să respecte meniul. Avem un meniu pentru fiecare săptămână. Eu le ajut, eu sunt ucenic. Așadar, vocația noastră se leagă de sacramentul preoției și tot ceea ce implică acest sacrament al preoției, ca el să ajungă la desăvârșire și cu aportul nostru. Și facem lucrul acesta cu bucurie, cum ați și văzut. Surorile se străduiesc și ne străduim în fiecare zi. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. În fiecare zi pot fi noi provocări. Pacienții sunt oameni, nu sunt mici roboți care sunt tot timpul la fel, sunt diferiți, trăirile lor sunt diferite și, așa cum spuneam, încerc să mă îmbogățesc din ceea ce văd la ei, încerc să le fiu de ajutor, să mă simt aproape și văd lucrul acesta ca pe o misiune a mea. Eu sunt asistentă medicală, dar nu sunt profesor universitar. Mă străduiesc așa, în salonul în care îmi este dat pentru ziua respectivă, să fac cât de bine pot eu ceea ce am de făcut. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această misiune și la spital și aici, în această instituție. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
De ce suferința? De ce eu? Se întreabă adesea cei care se confruntă cu un diagnostic nemilos.